Pictorii musceleni, membri ai Cenaclului de Arte Plastice I.D. Negulici, au în această perioadă oaspeții de seamă. Tabăra internațională de pictură, care se desfășoară la Câmpul Lung și în acest an, a atras atenția artiștilor de peste hotare. Așa se face că timp de o săptămână plaiurile musțelene vor fi transpuse pe pânză nu numai de artiștii plastici români, ci și de greci și moldoveni. Bun venit în Câmpul Lung, celor care au venit din alte țări, celor care au venit din alte localități și celor de local, celor de la Cenaclu. Iată că astăzi începem tabăra de pictură, așa cum am obișnuit de mulți ani. Este vorba de a doua ediție a taberei, dar în ce formă? În formă mai complexă, adică a doua ediție a taberei internaționale de pictură. De ce? Pentru că, așa cum știm acum un an și anul acesta, avem invitații din străinătate. Pentru membrii Cenaclului, tabăra este o bună ocazie de a se reîntâlni și de a petrece câteva zile împreună, însă pentru oaspeții greci este o noutate. Sunt pentru prima dată în țara noastră, iar ceea ce au găsit i-a fermecat pe loc. Plaiurile musțelene sunt încântătoare pentru acești artiști și sunt deosebit de bucuroși că au fost invitați și mai mult că au fost printre câștigătorii selecției făcute în Grecia. Deplasarea lor în România a avut loc în urma unor preselecții organizate în țara lor, fiind mai mulți doritori. Merasas, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε. Το εικαστικό επιμελητήριο Ελλάδος ανταποκρίθηκε και κάλεσε καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν. Numele tuturor pentru invitație. A fost o invitație în primă fază din partea ambasadei și prin intermediul Uniunii Artiștilor Plastici din Atena. S-au făcut alegerile artiștilor și suntem de față, iar dacă vrea cineva din rândul celorlalți artiști să vorbească, sunt de față și vă mulțumesc foarte mult în numele tuturor pentru invitație. Aceeași bucurie o trăiește și o tânără din Moldova de peste Prut, care, deși se consideră româncă, trăiește în afara granițelor țării noastre. Eu sunt pentru prima dată în Câmpul Lung Muscel și vreau să spun în limba română, în limba mea română, că mă simt ca și un om care întotdeauna și-a iubit casa, dar pentru prima dată o vede. Și vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat aici și cu toată îndrăzneala spun că suntem frați și deci ne unește aceeași cultură, aceleași tradiții, avem aceleași origini. Spre păreri de rău am fost divizați în două tabere veșnic care se împroșcau cu săgeți de foc sau cu brațe care vor să se cuprindă. Mă simt foarte bine aici, sunt frapată de peisajele dumneavoastră și sper în micile încercări de a picta să pot reda sufletul acestui oraș, să pot reda arhitectura minunată pe care o aveți, să pot reda sufletele calde a măriilor voastre și vreau să spun că Chișinăul, Moldova, iubește România și noi suntem ruși doar puțin la talpă, în rest suntem români, deoarece suntem nevoiți într-un fel oricare să vorbim limba rusă, dar inima noastră este aici, noi suntem România. Artiștii plastici vor petrece 3 zile la Câmpul Lung, apoi tabăra de pictură se va muta la Oratia, unde vor continua lucrul până sâmbătă, când va avea loc expoziția lucrărilor executate în această săptămână.